Cazul bărbatului din comuna Cerăt a fost descoperit în timp ce angajații DGASPC Dolj efectuau o anchetă socială la locuința bărbatului. Soția acestuia se află după gratii, iar alți doi copii sunt în grija asistenților maternali. Când au ajuns la locuința bărbatului, au găsit trei fete de 3, 4 și 6 ani închise în casă. Bărbatul respectiv nu a fost găsit la domiciliu, însă polițiștii au constatat faptul că cele trei fiice minore ale acestuia, în vârstă de 3, 4 și 6 ani, erau lăsate nesupravegheate, fiind încuiate singure în locuință. Ulterior, bărbatul a fost depistat pe raza comunei Cerăt și condus de către polițiștii la sediul secției pentru audieri. Fiicele bărbatului au fost preluate de DGASPC Dolj. În urma vizitelor specialiștilor noștri în vederea evaluării posibilităților de reintegrare au fost găsite cele trei surori de către reprezentanții instituției noastre. Copiii se află securizați la asistenții maternali și vor beneficia, vor rămâne în atenția centrului nostru în vederea acordării serviciilor de specialitate. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta este acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal și rele tratamente aplicate minorului.